Accident grav pe drumul național 1 la ieșire din Miercurea Sibiului. 14 persoane au fost rănite după ce un microbus de pasageri a ajuns pe contrasens și a lovit un autoturism. Autoritățile au declanșat planul roșu de intervenții. 14 persoane, printre care și copii, au fost rănite într-un accident la ieșire din Miercurea Sibiului, în care a fost implicat un microbus cu 10 călători la bord. Din primele cercetări, vinovat de producerea accidentului ar fi șoferul microbuzului, care circula cu viteză prea mare pe carosabilul umed. La un moment dat, acesta a frânat brusc, după care a derapat și a ajuns pe contrasens, unde a lovit un autoturism în care se aflau 3 persoane. În urma impactului, mai multe persoane au rămas încarcerate și au avut nevoie de intervenția echipajelor de la descarcerare. Rând pe rând, victimele au fost eliberate și preluate de medici, care le-au acordat primul ajutor. În total, 12 persoane au ajuns la spital, dintre care 3 în stare mai gravă. Potrivit presei locale, pasagerii microbuzului se întorceau de la muncă din străinătate. Având în vedere numărul mare de victime, autoritățile au activat planul roșu de intervenție. Mai multe ambulanțe și un echipaj de la descarcerare au intervenit urgent la locul accidentului. Traficul pe drumul național 1 a fost blocat în urma accidentului, iar circulația rutieră s-a desfășurat pe o rută alternativă. Oamenii legii au deschis o anchetă în acest caz și continuă cercetările pentru a stabili împrejurările în care s-a produs accidentul.